Căruța Dorit. Dramatizare radiofonică după Charles Dickens de Horia Lovinescu. Bătrânul Lampagiu vă urează bună seara. Ce spuneți de ceața asta? Parcă întreaga Londra s-a îmbrăcat în funingine. Așa o știu întotdeauna. Nimic nu s-a schimbat. Iată, cufundat în întuneric, parcă ascunzându-se, casa firmei comerciale Clenham și fiul. E așa cum am apucat-o din tinerețe. Ce-o fi făcând la ora asta bătrâna Mrs. Clenham? Da, da, închipuiți-vă, bătrâna doamnă stă singură cuc, numai cu doi servitori, de când i-au plecat peste mări bărbatul și fiul. Lumea spune că nu le prea duce dorul. Dar ce văd? Cineva dă târcoale case întunecate. Doamne, nu cumva tânărul acesta este... Iertați-mă, sir. Nu sunteți dumneavoastră, domnișor Larter, fiul patronilor firmei Clenham și fiul? Ba da. Dar dumneata? Oh, te recunosc. Ești bătrânul Lampagiu. Te așteptam în fiecare seară când eram mic. Când treceai să aprinzi felinarele, parcă totul devenea mai vesel pe strada noastră. Prin urmare, v-ați întors la casa părintească. Vă urez bun venit, sir. Acum, eu plec mai departe. Bună seara, ladies and gentlemen. Bună seara. Bună seara, ladies and gentlemen. Bună seara. Casa părintească. O să se sperie Flinwich când o să mă audă bătând la ușă la ora asta. Numai Efri, buna Efri, o să se bucure.
Cât despre mama... Altul vrei să vină tocmai de peste mări și țări ca să te îmbrățișeze, Efri, draga mea. Efri, ce-ai înțepenit ca un butuc la ușă? Ce aștepți? Aleargă și anunță pe Mrs. Clennam. Nu vezi? E Arthur. S-a întors. Vedeși, sunt bucuros. Spui sunt bucuros și parcă ai spune ce rău îmi pare. Ia te uite, mă înveți să vorbesc. Cu câtă emoție mă întâmpin după 10 ani de absență. Drept să spun, mă podidește plânsul văzând cât de multe bucuri. Și cum ai vrea, mă rog, să te întâmpin? Ce sunt eu aici? O slugă, un paznic. Părinții dumitale s-au certat toată viața și eu trebuia să stau între ei, să-i liniștesc, să-i împac. Apoi ai plecat cu tatăl dumitale în China. 10 ani a fost liniște în casă. Și acum când te-ai întors, o să trebuiască să stau iarăși între dumneata și mama dumitale, să vă împac, să vă despart. Ce bucurie! Nu te-ai schimbat deloc, Flinici. De altfel, totul în casa asta a rămas ca pe vremuri. Și dumneata... Și scaunele, care stau tot așa de țepene și dușmănoase. Și dulapul, care seamănă cu un cavou. Nu l-am uitat. Când eram mic, mă închideau înăuntru ca să mă pedepsească. Șșt, vine mama dumitale. De când a paralizat, nu se mai mișcă din fotolul cu roț. Împinge fotolul lângă cămin, Efri. Lângă cămin, tâmpit-o. Așa. Și dă-mi batista și Biblia. Poftim. Poți să-mi servești biscuiții și vinul? Poftim. Bine. Mamă. Bună seara. Poți să-mi strângi mâna, dar nu prea tare. După cum vezi, mi-au gustare. Poftă bună, mamă. Poftă. Ce-i trebuie poftă unii bătrâni infirme ca mine? O înghițitură de vin, 2-3 stridii, o fărâmă de prăjitură. Ciugulesc doar câte ceva. Spune mai bine ce-ai făcut de când ai plecat cu tatăl tău. Și mai ales, ce-ai făcut în ultimul an de când a murit. Am călătorit, mamă. Prin urmare, te-ai plimbat. Și afacerile noastre? La ele nu te-ai gândit? Știi bine, mamă, că niciodată n-am vrut să mă ocup de afaceri. Am alte planuri. Am 25 de ani și vreau să trăiesc muncind cu adevărat. Am să construiesc mașini. Să nu te superi, mamă, dar așa am de gând să fac. Asta-i tot? Nu-i tot. Mai vreau să-ți spun ceva. Ceva foarte important. Dar nu-ți pot spune decât ție. Efri, ce mai stai? Haide-mi. Vezi doar că suntem dați afară. Haide-mi. Mamă, vreau să-ți spun. Tata s-a chinuit mult pe patul morții. În clipele acelea mi-a dat ceasul ăsta și mi-a spus: du-l mamei tale și spune-i că o implor să-mi împlinească ultima dorință. Uite ceasornicul. Ce înseamnă literele acestea gravate pe capac? N-U-S-I-R. Ce înseamnă asta? Când a murit, tata a șoptit:
Nu uita să îndrepți răul. Asta i-a fost ultima dorință. Și pentru asta ți-a trimis ceasornicul. Gândește-te bine, mamă. Poate că în timpul afacerilor, el sau tu, ați făcut vreo nedreptate cuiva. Dumneata trebuie să știi despre ce e vorba. Uite, ia partea mea de moștenire și dă-o celor care poate au suferit din pricina noastră. Tata șoptea și un nume. Polit, Tolit, n-am înțeles bine. Nu-mi pot aminti. Dar dumneata, mamă... Flemici! Efri! Da. Hai, voi doi! Da, ce? Uitați-vă la omul ăsta, care pretinde că e fiul meu. Și ce e cu el? Flemici, omul ăsta, fiul meu, cică, vine și-mi spune, eu nu vreau să fac comerț, eu vreau să construiesc mașini. Mai mult, îndrăsnește să-l bănuiască pe tatăl său, care a murit de fapte necinstite. Și mai pretinde că e fiul meu, să plece imediat de aici. Ai auzit, Flemici? Da. Să-l dai afară! Prea bine, doamne. De mult n-am mai auzit o asemenea discuție. Da, da, Flemici, așa să faci. Mai ales că a sosit clipa să te răsplătesc pentru devotamentul tău de ani de zile. De azi înainte vei fi asociatul meu. Înțelegi? Da. Asociatul meu. Și acum, du-mă de aici. Du-mă repede. Să nu-l mai văd. Vă mulțumesc, Mrs. Clenham. Vă mulțumesc. Vă duc imediat. Imediat. Doamne, Doamne, iar au început. A să zic că asta e casa părintească. O să plec, Efri. Arthur! Da, da, o să stau la hotel. Tu ești singurul om de aici care mi-e drag, care îmi cunoaște copilărie. Copilăria mea. Nici o mângâiere, nici o vorbă bună, nici un pic de căldură. Numai dumneata ai fost bună, ai fost blândă cu mine și numai dumneata te-ai bucurat azi când m-am întors în casa asta blestemată. Știi, câteodată îmi trece prin minte un gând îngrozitor. Este ea într-adevăr mama mea sau poate că... Nu! Eu nu ți-am spus niciodată asta, Arthur! Eu nu! Scumpe, Efri, ce-a fost asta? Mai e cineva aici în odaie? Efri, de după paravanul acela s-a auzit zgomotul. Eu sunt. Cine ești dumneata, fetițo? Eu sunt Amy. Iertați-mă, sir. N-am vrut nici să ascult, nici să vă deranjez, dar toată lumea a uitat că sunt după paravan și lucrez. Atunci am aruncat în adins farfeca pe jos ca să mă auziți. Nu mai plânge, Amy. Arthur e bun. Nu plâng. Mi-e frică. Dar mi-e tare milă de dumneavoastră, sir. Am auzit tot. Să rămâi așa, fără casă, fără familie. Vă rog să mă iertați. Eu plec acum. La revedere. Stai. Nu pleca așa. Ți-am oprit o arifioară de pătârniche, să nu pleci nemâncată. Mulțumesc, Efri. O să mănânc acasă. Vă rog să mă iertați. Bună seara. Cine e fetița asta? Nu e chiar o fetiță, cum pare. Are aproape 19 ani. Lucrează aici cu ziua. Toată lumea îi spune micuța Dorit. Coase, cum? Brodează. Cum ai spus? Cum o cheamă? Dorit. Dorit? Acum îmi amintesc. Ăsta e numele pe care tata... Dorit. Îți mulțumesc, Efri, îți mulțumesc. Nu înțeleg. Hai să înțelegi. Unde stă micuța Dorit? Nu știu. Da, uite-o. Trece strada. S-o întrebăm. Dau fuga după ea. Nu mai înțeleg nimic. Casa asta. Ah,
Efri! Ce-ai înțepenit pe loc? Nu vezi că intră cine vrea în casa asta? Ce dorești, domnule? Eram în fața casei. Un tânăr a ieșit în fugă, a lăsat ușa deschisă, așa că am intrat fără să mai sun. Sper că nu vă stingeresc, nu? Ce cauți aici? Flinuiești, drăguțule, ai devenit ca mitocan. Nu mai știi cum se procedează când sosește un oaspete? Hai, ia du-te și anunță pe Mrs. Clenham că Monsieur Blandois din Paris îi cere permisiunea să-i sărute mânușițele. Hai. Mânușițele. Iată. Domnul Blandois, milady, sunt fericit că am prilejul să vă urez. Treceți la obiectul vizitei. Da, uitasem că vă pricepeți în afaceri. Atunci, iată, am în mâinile mele, doamnă, două documente care vă interesează în mod deosebit. Primul e un testament în care, în sfârșit, știți dumneavoastră bine despre ce este vorba. Al doilea este o chitanță care atestă primirea unor bani de la... Da, cunoașteți și chestiunea aceasta. Flinwich, cred că e cazul să-l conduci pe domnul. Chiar dacă vă comunic, aceste documente au fost, să zic, sustrase din chiar biroul dumneavoastră? În cazul acesta, cred că e bine să chem poliția, Flinwich. De ce? De ce? Dar pot să o chem și eu. Și pot să spun că aceste documente pe care eu le-am găsit, să zicem, norocul meu, nu? Dumneavoastră însă le-ați tăinuit un anumit număr de ani. Și asta, după lege, se numește crimă. Cât vrei? Mai nimic, milady. 500 de lire. Prea mult pentru două foi de hârtie. Să cedezi în fața unei doamne e una din trăsăturile unui caracter plin de noblețe ca al meu. Deci să zicem 400 de lire. Dar e ultimul preț. Gândiți-vă, milady, nu mă pot tocmi așa ca un precupeț. 400 de lire. Prea mult, nu dau. Nu-i nimic, era o propunere. Se vor găsi desigur alți amatori. Cum? Dar se zvonește că fiul dumneavoastră s-ar fi întors din China. Flinwich, dă-i 400 de lire. Așa da, 200, 300, 400. Poftim plicul. La revedere, milady. La revedere, Flinwich, maniaratule. Ce-i asta? Ce-i asta? Flinwich! Aleargă după el! Canalia! Mi-a vândut pentru 400 de lire două foi de hârtie albă! Canalia! Bună seara, domnule. Bună seara. Nu vă supărați. Ce casă e asta? Nu sunteți din Londra, sir? Ba da, dar lipsesc de 10 ani. E un hotel cumva? Aș avea și eu nevoie de o cameră. Hotel? Sir, aici nu se stabilește nimeni din proprie inițiativă. E adevărat, s-ar putea ca vreodată să nimeriți și dumneavoastră aici. Se poate întâmpla oricui. Dar nu vă doresc. Asta e închisoare. Cum? Închisoarea Marshalsea. Închisoare? Atunci de ce ai intrat aici, Amy Dorit? Dar oare în temniță nu strălucește soarele? Iar deasupra groapii cu gunoi nu zboară câteodată fluturi? Pe scurt, sir, Amy Dorit, micuța Dorit, cum îi spun toți, trăiește aici cu tatăl ei. El e deținut în această închisoare. Să fie tatăl micuței Dorit un criminal? Nu, criminalii, tâlharii și ucigași umblă liber pe străzile Londrei și își umflă buzunarele. Iar când se întâmplă să fie prinși, nu aici e locul lor. Dar cine sunt deținuții din închisoarea Marshalsea? Aici sunt închiși săracii. Cei care n-au putut să-și plătească chiriile,
Cei care au luat bani cu împrumut de la cămătar și nu și-au plătit dobânzile la termen. Pe scurt, închisoarea datornicilor, sir. Lumea nu s-a făcut mai bună de când au clădit-o, dar nici mai rea n-are să se facă atunci când are să fie dărâmată. Aș fi vrut să-i ajut. Poate să caut, să găsesc ceva de lucru pentru Amy. De, numai să nu cumva să uiți. Mr. Dorit nu știe că ea merge zilnic la lucru. Intrați, sir. La 10 închidem porțile închisoarei. Și fiți atent când sună clopotul. Îmi pare bine, Doyce. Îmi pare tare bine că ți-ai plătit datoria și că ai să pleci din închisoare. Și-ți doresc să nu te întorci niciodată. Asta nu pot să o făgăduiesc. Sunt inventator. Și în Anglia, inventatorii... Sunt mișcat că ai venit să-ți iei rămas bun de la noi. Mă bucură când oamenii sunt atenți cu mine. Sunt doar cel mai vechi locatar al închisorii. Chiar mi se spune părintele închisorii. Toată lumea vă stimează, Mr. Dorit. Pe dumneavoastră și pe fiica dumneavoastră, Miss Amy. Da, da. Unii nici n-ai să crezi. Își vădesc atenția într-un fel... știi, îmi strecoară pe sub ușe... plicuri cu mici daruri. Înțelegi? Da. Ieri un gentleman din Canterville, când a fost eliberat, mi-a trimis un buchet de flori cu un plic în care era o sumă. Eu trebuie să plec, Mr. Dorit. Și nu vă supărați. Vă rog, primiți. E foarte puțin, știu, dar eu din tot sufletul. Vă rog, Mr. Dorit. Nu trebuia, Doyce. Da, în sfârșit, dacă insiști, eu îți mulțumesc. La revedere. La revedere. Unul, doi, 3, 4, 5 penny. Bănuți de aramă. Mărunțiși ca la cerșetori. De ce plângi, tată? Tăticule. Tu ești, Amy. Nu, nu-i nimic. M-am întristat puțin. Am ajuns un om bătrân și nenorocit. Tată. Trăiesc din mila altora. Nimeni nu mai are nevoie de mine. Dar nu e adevărat. De ce vorbești așa, tată? Dar noi, copiii tăi, știi bine că avem nevoie de tine. Și eu, și Feni, și te. 20 de ani. De 20 de ori, dincolo de zidurile închisorii, s-au scuturat arțarii și am verzit primăvara. S-a scuturat însă și inelul pe care îl purtam în deget, dar nu s-a mai întors. Și ceasul din buzunarul vestii și cerceii bietei tale mame, toate lucrurile noastre, până și călimara și barometru, am ajuns ca un copac dezgolit de toamnă. Nu pot să mai dau nimic copiilor miei. Dar cum se poate, tată?
Avem tot ce ne trebuie. Așează-te mai bine la masă. Ți-am adus o friptură de potârniche. Ei, și tu? Eu am mâncat. Ei, da. Vă e mai bine, e adevărat. Voi puteți să vă plimbați, să faceți vizite. Feni învață dansul. Dar tu, unde ai luat masa azi? La... A, da, exact, uitasem. La generalul Bidu. Da, tata. Da. Îmi pare bine că te distrezi, fetițo. Dar cine o fi? Ia vezi, Emi. Da, da. Dumneavoastră, sir? Bună seara. Bună seara. Mr. Dordneș, a? Iertați-mă că am dat așa busna. Da, poftiți, sir. Desigur, sunteți un nou venit. Vi s-a spus probabil că eu sunt cel mai vechi locatar. Mi se spune chiar părintele închisorii. Toți noi veniți vin să mi se prezinte. Îngăduiți-mi să vă prezint pe fica mea cea mai mică. Cei doi copii mai mari ai miei locuiesc în oraș. Emi se distrează și ea cum poate. Se distrează? Cum? Tata vrea să spună că noi copiii ducem un trai ușor, că nu trebuie să lucrăm și să ne trudim. Tocmai spuneam tati ce bine am petrecut astăzi la masă la doamna general Bidlu. Da, îmi dați voie să mă prezint, Mr. Dorit. Clenham, Arthur Clenham. Clenham? Da. Clenham. Parcă soția mea a avut cândva o prietenă cu acest nume. Și eu, pe vremuri, parcă am avut o afacere cu o firmă Clenham și fiu. Da. Dar nu mi-aduc aminte precis, e așa de multă vreme. Știți, aici locatarii închisorii sunt foarte atenți cu mine. Uneori primesc mici daruri. Un gentleman din Canterweald mi-a trimis un buchet de flori cu un plic. Tată, e timpul să-ți faci plimbarea de după amiază. Micuța mea tirană. Iertați-mă, trebuie să plec. Emi mă obligă să fac câte o plimbare prin curte pentru sănătate. Da, foarte bine. Mai ales dacă e vorba de o recomandație a medicului. A medicului? Sir, uitați că nu suntem aici într-o stațiune balneară. Aici oamenii mor fără medic, tot așa de bine ca și cu medicul lângă ei. No, e altceva. Mă plimb împrejurul închisorii, prin curtea goală și bătătorită. N-am văzut de 20 de ani niciun arbore, niciun frunziș. Da, Emi mi-aduce de fiecare dată o floricică pe care o port la butonieră în timpul plimbării. Nu-i așa, Emi? Da, tată, așa-i. Uite floricica. Îți mulțumesc. La revedere. La revedere, domnule. Sir, să nu judecați prea aspru pe tata. Aici oamenii decad ușor. Micuță Dorit, ce curajoasă ești. Îi tăinuiești că muncești din greu. Masa de la doamna general Bidl. Ascultă, micuță Emi, în plicul ăsta e ceva pentru tatăl dumitale. Dar, sir, nu trebuie, vă rog. Nu, lasă, micuță Emi, nu e mult. Dar să știi, am să încerc din toate puterile să le liberez pe tatăl dumitale. Asta nu se poate, sir. Nimeni din cei care au încercat n-au izbutit. Se pare că de mult de tot a rămas dator niște bani unor oameni cărora le-a uitat numele.
Tata spune că le-a plătit datoria. N-are chitanța. Poate are dreptate. Poate că cineva ține chitanța ascunsă. Nu știu, săr. Poate așa e. Spune, micuță Emi, cum ai nimerit să lucrezi la mama mea? Nici eu nu știu, săr. Ea m-a chemat. Dar cum a aflat despre mine, asta nu știu. Oh, iată-i pe sora mea, Feni, și pe fratele meu, Tipsă. Bună ziua. Bună ziua. Arthur Clenham este numele meu. Încântată, domnule Clenham. Emi, drăguțo, da? Am trecut numai pentru o clipă. Ți-am adus rochea mea verde, trebuie spălată, dragă. O să iasă ca nouă, surioară, dragă. Emi, te-am rugat să nu mai îmi spui surioară. Am uitat. E vulgar. Tu uiți mereu că tăp și cu mine ne-am născut dincolo de zidurile închisorii, în libertate, nu ca tine. Că suntem obișnuiți cu o altă lume, nu ne place vulgaritatea, dragă. Bine, Feni, nu te supăra. A? Auzi? Dragii mei, Mr. Clenham, trebuie să plecați cu toții. Da. În curând se închid porții. Da. La revedere, micuța mea, revedere. Dorit. O să ne mai vedem. La revedere. Ai grijă de rochii, Emi. Bine, Feni. Ce e tip? De ce nu pleci cu el? Să vezi, bătrânico. Tip, mi se pare că iar ți-ai pierdut slujba. Nu știu ce să mai cred. Ai fost curier la tribunal. O slujbă de câine. Dar curier la teatru. Mulțumesc, n-am rost la picioare. Ai lucrat la un grădinar. O vită încălțată. Tip, ar trebui. Iasă-mă, Emi, nu mă mai dojeni. Dacă ai ști, m-au închis și pe mine aici. Tip, vai, Tip, cât m-am trudit ca tu și Feni să deveniți oameni. Și acum am rămas dator. Auzi, se întoarce tata. Să nu-i spui. Nu. Eu mă duc din tine. Emi, fetiță, am obosit. Am să mă culc. Vrei să-mi citești ceva? Da, tată. Ei, atunci ia romanul acela din viața societății alese, din viața celor bogați. Dacă nu s-ar fi întâmplat să... Și noi am fi trăit la fel. Citește, Emi. Da. Mica marchiză era fermecătoare. În rochea ei temătasă și catifea, zburda ca un fluturaș prin sala de bal. Candelabrele, diamantele, totul strălucea ca... Emi, a adormit tata? Nu face gălăgie. Emi, bătrânico, tu de toți ai grijă. Vreau să spun că îmi dau seama, înțeleg bine că eu, noi, dacă n-ai fi fost tu, de mult ne-am fi prăpădit cu toții. Pentru asta te iubesc mult de tot, bătrânico. Pentru curajul tău, pentru tot. El nu știe. Să nu-l trezi. Thank you.
venit să sting felinarele și să vă vestesc zorile. Voi, felinarele mele dragi, v-ați făcut datoria. Acum închideți ochii și odihniți-vă. Azi e duminică. Duminică. Dar nu pentru toți. Sunt unii cei săraci pentru care duminica nu e sărbătoare. Iată, în casa asta mare și drăpânată locuiesc chiriașii unui om care se bucură de sărbătoarea duminici. E un om bogat. În schimb, cei care locuiesc aici, cei care abia au cum să agonisească banii de chirie, să tem de duminică, pentru că în această zi, de obicei, proprietarul le bate în geam necruzător. Dar ce-o fi căutând tocmai în această casă, Mr. Arthur Clenham? Bună dimineața, sir! Dar ce căutați prin coclaurile astea? Bună dimineața, lampagiule! Aici stă Mr. Doyce? Aici, la etaj. Dar n-aș vrea să fie în pielea lui, sir. De ce? Adineauri l-am auzit pe Mr. Casby, proprietarul casei, vorbind despre el cu omul lui de afaceri, cu Banks. Banks? Cum? Nu-l știți pe Banks? Da, așa e. Am uitat că ați lipsit multă vreme. Și cum vă spunea, când se ocupă proprietarul de un chiriaș, mie nu miroase a binisor. De obicei, îmi miroase închisoarea datornicilor. Mr. Casby e specialist în dal de astea. Dar eu vă țin de vorbă. Urcați scările și o să-l găsiți pe Mr. Doyce. La revedere, sir. La revedere. Așa. Dick. Hă? Ce? Cineva urcă scările. Crezi că e momentul să leșin? Nu te pripi mine, nu. Chiria am plătit-o doar, nu? Ai dreptate. Și totuși la noi vine. Da. Eu zic că e mai bine să leșin pentru orice eventualitate. Auzi. Dai să-i deschid eu. Scuzați-mă, aici locuiește Mr. Doyce? Dar ce s-a întâmplat? Doamne, e rău? Nu. Ce doriți de la Mr. Doyce? Numele meu e Clenham. Amy Dorit mi-a spus că aveți o cameră de închiriat. Dar cred că doamna e... O cameră de închiriat? Da. Mini, poți să te trezești. N-a venit să ne ceară bani, nu? Iertați-o, sir, e cam sperioasă și în același timp prevăzătoare. Cum vede un necunoscut leșină pentru orice eventualitate? Ei, ce vreți? O nevastă de inventator e obișnuită doar cu vizitele datornicilor. Va să zic că așa o duc inventatorii. Da, sir, da. Iată, eu am inventat o mașină bună și folositoare. Am colindat toate ministerele și pretutindeni m-au întâmpinat ca pe un escroc. În sfârșit am căpătat autorizații să fac experiențe pe cont propriu, pentru mine, și asta înseamnă mult. Da, uiți că am vândut tot ce am avut. Lasă, Mini, lasă. Cum spuneam, sir, mi-am construit până la urmă modelul și a venit o comisie într-o zi să-l vadă. Doi erau surzi, doi orbi și al cincilea neghiop. Rezultatul? Mi-au spus că să mă las de invenții. Și le-ați urmat sfatul? Nu. Chiar dacă ar trebui să mă mut din nou la închisoarea datornicilor, voi continua. Da, să nu vă răpesc timpul. Să vă arăt camera. O iau și fără să o văd. Ascultă, Doyce. Dumneata mi-a inspirat încredere.
Și eu sunt în felul meu un fel de constructor. Cum? Construiesc câte ceva. Da. N-ai vrea să mă primești nu numai ca locatar, ci și ca asociat? Oh, bucuros, sir. Aș vrea să... Dick! Dick! Vine Pengs. Cred că trebuie să leșim din nou. Nu e necesar, doamnă Doyce. Domnule Doyce, mi se pare că ați reclamat proprietarului că la dumneavoastră curge ploaia prin tavan. Păi dacă curge? Vedeți, asta pentru că nu-l cunoașteți pe Mr. Casby. El surâde de gingaș, vă face mătănii, dar te strivește ca pe un gândac pentru un singur penny pe care îl datorezi. Cu astfel de însușiri, în Anglia poți să ajungi foarte lesne sau ucigaș de profesie sau membru în parlament. Mr. Casby se pregătește pentru cea de-a doua carieră. Dar în niciun caz nu va risipi o singură lețcaie măcar pentru reparații la casele chiriașilor. Și atunci, știi, în toate astea, pentru ce mai reclamați? Da, poate că ai dreptate. Oh, am uitat să vi-l prezint pe Mr. Clennam. Cum ați spus? Clennam? Da, acesta e numele meu. Sir, nu cumva sunteți dintre acei Clennam care au emigrat acum 73 de ani în Australia? Nu, nu. Nu? Ah, păcat. Puteam face împreună o afacere uriașă. Din păcate nu sunt. Da, din păcate. Mr. Clennam, Mini și cu mine trebuie să ieșim puțin în oraș. Mergi și dumneata, Banks? Da. Da? E, atunci la revedere, sir. La revedere. În camera dumneavoastră intrați pe ușa aceea la dreapta. Da. Așa, la revedere, sir. La revedere. Așadar, am și eu o casă. Ei, Arthur, băiatule, ești singur ca o pasăre călătoare care s-a rătăcit destul. La ușa ta n-o să bată nimeni niciodată. Și totuși, uite că bate cineva. Intră! Oh. Bună ziua, sir! Dumneata, Amy! Bună ziua! Iertați-mă, eu n-am știut că... Am trecut să văd familia Doyce. Am vrut să le spun că azi am avut o mare bucurie. Ce bucurie, micuță Amy? Știți, fratele meu a fost eliberat din închisoare. Da? Cineva, un necunoscut, i-a plătit datoriile. Și încă ceva. L-au chemat la un birou, nu știu unde, și i-au dat o slujbă. Așa. Sunt tare fericit azi. Lucrez, lucrez și mă trezesc crezând, cântând. Și pe stradă cântam adineori. Micuță Dorit, dar tu tremuri. E frig. Oh, și pantofii s-au dat de tot. Hai, stai aici lângă foc. Hai, și te încălzește. Mulțumesc, sir. În curând o să-mi cumpăr alți pantofi. Dar mai întâi trebuie să-i fac tatei cămăși, o jachetă lui Teb, mănuși pentru Feni. Știți, e foarte elegant. Și pe urmă o să-mi iau și eu pantofi. Oh, bunicuțo, de toți ai grijă. Uite, pune pledul ăsta pe picioare. Mulțumesc. Așa. Acum ți-e mai cald? Da. E cald și bine. Mr. Clennam, da. Dacă l-aș cunoaște pe omul care i-a plătit datoriile lui Tep și l-a scos din închisoare, i-aș mulțumi din tot sufletul. Cred că e bucuros de ce a făcut, chiar dacă nu poți să-i mulțumești. Poate că e singur pe lume. Poate că dorește să aibă pe cineva căruia să-i poată împlini o bucurie. Ei, dar ce vorbesc eu? Știi ce, micuță Amy? Da. Mi-a venit o idee. Hai să pregătim un bal ca să sărbătorim instalarea noua mea locuință. E minunat. Eu n-am fost niciodată la un bal. Dar la teatru, la concert, ai fost, nu-i așa? Niciodată. Iertați-mă, vă tulbur. Eu sunt Pens. Nu ne tulburi. Dar dacă ai venit să mă întreb despre strămoșii australieni... Uite, dânsa e Miss Dorit. Dorit, ați spus? Da. Dorit? Cum îl cheamă pe tatăl dumneavoastră, Miss? William Dorit. Dar noi am plătit. William? Nu se poate.
Simt că nebunesc. Da. Sir, o să-mi trag două palme ca să văd dacă nu visez. William Dorit. Da. Dacă ați ști, miss, că vă caut de ani de zile. Dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt Banks. E adevărat că acum sunt omul de afaceri al domnului Casby. Dar înainte, am colindat și eu închisorile datornicilor și am aflat multe. Eram Banks, țiganul, ghicitorul destinelor. Dați-mi, vă rog, mâna stângă. Dar de ce? Nu te temi, dă-i mâna. Așa. Am să vă ghicesc totul. Și o să se împlinească, da, da? Citesc în mânușița asta că trebuiesc făcute niște anchete, niște cercetări. Și mai citesc că Mr. Clenham, aici de față, mă va ajuta. Noi doi, miss, ne vom mai întâlni. William Dorit, da, 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 am umblat ani de zile. Dar acum o să vedeți de ce e în stare Peng, țiganul, ghicitorul destinilor. Am onoare să vă salut! Dar ce-a fost asta? E un caragios, micuță Dorit. Dar pare băiat de treabă. Peste Londra. E o ceață s-o tai cu cuțitul. Felinarele mele abia luminează doar la câțiva pași. Până și lumina de la fereastra doamnei Clenham abia străbate în stradă. E, cum din s-o fi culcat stăpâna la ora asta? O fi bătând acum noaptea la ușa Clenhamilor. Ciudat, dacă nu m-ar aștepta felinarele mele, aș sta să văd cine e. Dar felinarele mă așteaptă, dragile mele. Cam greu pentru nerăbdarea mea. Domnul Blandoa. Blandoa. Dar știu că ai curaj, hoțomanule. Lasă-l interle, Friniuici. Mișcă-te și adă aici pe stăpâna dumita. Hai. A cine dracu mai fi? Dumneata, domnule Arthur. Da, eu. Cine e domnul Flinwich? Același lucru pot întreba și eu. Flinwich, cine e domnul acesta care își dă aere de stăpân? Domnișorul Arthur. Fiul doamnei Clenham, încântat. Nu pot spune același lucru. Ce căutați la ora asta în locuința mamei mele? Bună seara, mamă. Tocmai îl întrebam pe domnul ce... Vezi-ți treaba, Arthur. Monsieur Blandoa a venit la mine într-o chestiune de afaceri. Precum ai auzit, tinere? Afri, Arthur, ieșiți din cameră. Da. Afri, micuța Dorit e aici? Du-mă la ea. Da, vino cu mine. Și acum, că am rămas numai noi trei, Flemmich, întreabă-l pe domnul ce mai dorește. Întâi o să iau loc. Așa. Pe urmă o să constat că vă pot înțelege și fără intermediul lui Flinwich. Și în al treilea rând o să mă mir. O să mă mir, milady, că păreți surprinsă.
V-ați așteptat cumva să-mi fie frică să mai dau pe aici? V-ați înșelat. Sunt destul de deștept să înțeleg că dumneavoastră vă e mai multă teamă de mine decât mie de dumneavoastră. Apoi, ținând seama că eu sunt de fapt un cavaler desăvârșit... Care a stat în închisoare, acuzat de omucidere. V-ați informat între timp. Dar n-a fost decât o bagatelă. Cârciumarul acela la care vă referiți a murit de fapt de moarte bună. Da, iar eu m-am însurat cu văduva lui. Dar trebuie să spun, nicio afacere, miledi. O mitocancă și o nebună. Poate de asta chiar în timpul unei plimbări pe care o făceam împreună s-a aruncat într-o prăpastie. Desigur, tot singur. În orice caz, ancheta așa a stabilit. Ce scrocherie pe care ai săvârșit-o chiar aici în odaie. Posibil? Data trecută? Vorbiți de hârtioara asta în locul căreia v-am dat din greșeală, o altă albă? Vorbesc de cele două hârtii. Poftim? Da, vedeți, testamentul l-am vândut între timp unui gentleman care era atât de dornic să-l aibă, încât n-am putut rezista rugăminților sale. În schimb, v-am adus chitanța asta, care e semnată chiar de mâna dumneavoastră și... care dovedește că un anumit om... Vreți să-i spun numele? Nu! Nu. Un anumit om și-a plătit datoriile pe care le avea față de dumneavoastră. Da, gratuit? Ai primit 400 de lire! Da, hârtioara asta face mult mai mult! Șantajistule! Oh, ce cuvinte grave! Nu, mai bine să vorbim despre altceva, doamnă Catherine Clenham. Căci Catherine vă cheamă. Nu? Călos! Și vedeți, eu știu o poveste cu o tânără femeie care purta acest nume. Pe atunci, eu vreau să spun, pe când era tânără, această doamnă a avut o prietenă frumoasă și bună, pe care o invidia și o ura. Ce vă înfiorați, doamnă? Friedrich, închide fereastra, doamne, s-a făcut dintr-o dată frig. Vorbește cât vrei. Da? Eu tot n-aud nimic. Din potrivă, auziți foarte bine. Catherine s-a îndrăgostit de un tânăr. Tânărul însă, așa e viața. O iubea pe prietena ei. Și totuși, pentru că Catherine era bogată, iar prietena era săracă, tânărul a fost nevoit să se însoare cu Catherine. Taci! Așa e viața, mile. Vreste mații de bani. Și prietena? Începe să vă intereseze. Prietena s-a căsătorit și ea și a fost fericită. Știți ce a făcut atunci această Catherine? Nu mă mai interesează. Dar pe alții da. Catherine a tăinuit un testament prin care prietena ei trebuia să primească o avere de milioane. Mai mult încă, l-a vărât în închisoare pe soțul prietenii ei pentru niște datorii pe care de fapt acesta îi le plătise de mult, numai că pierduse chitanța. Interesantă poveste, nu? Și ce coincidență! Pe dumneavoastră vă cheamă Catherine, iar eu sunt posesorul chitanței în momentul de față. Cred că povestioara asta face 500 de lire, nu? Niciun ban! Ai auzit? Niciun ban! Atunci la revedere, milady! Nu! O să reluăm această fermecătoare convorbire cu siguranță! Condu-mă, Friedrich! Ha! Îndreaptă-ți cravata, frumosule! Văd că ai început să-ți pierzi manierele de valeți de când ieși! Ha! Socia! Să fug după el să-l aduc înapoi! Nu e nevoie! Hârtia asta... numai pentru mine prezintă interes, așa că altcineva n-o să-i o cumpere. Aș vrea să știu însă altceva, Flinwich. Cum au ajuns aceste hârtii din biroul meu în buzunarul lui Blandois? De ce dai din numeri? Pungaș! Am ajuns la concluzia că sunt înconjurată numai de pungaș. Cheamă-mi qua pe micuța Dorit. Da. Singura fantome
care e sperând din morminte și se strângă în jurul fotolului ăsta în care sunt înțepenită. M-ați chemat, Mrs. Glenna? Da. Spune-mi, mama dumitale a fost foarte nefericită, nu? Mi se pare că a murit foarte tânără. Și tu? Tu cu cine semeni? Cu ea? Nu, eu semăn cu tata. Dar mama, n-aveți dreptate, Mrs. Glenna. A trăit puțin, e adevărat, dar a fost tare fericită. Oh! L-a iubit atât de mult pe tata, oh, cât nu mai încăpea nefericire în inimă. Oh! Prostii! Nu putea să nu fie nenorocită! Plângea mult! Aș blestema soarta! Nu-i așa? Mama? Niciodată! Niciodată! Chiar la închisoare îi spunea adeseori tati: sunt atât de fericită, William, cu tine și cu copiii noștri. Uneori uit că suntem aici. Da, Mrs. Glenna, eu cred că dacă oamenii se iubesc într-adevăr, asta poate fi o mare fericire. Ești o proastă! Plângi! Du-mă de aici! Du-mă! Du-mă! Nu înțeleg ce a vrut de la mine. N-am spus nimic urât. Domnul Arthur? Henry, de când te caut? Unde te-ai ascuns? Și nu numai eu te caut. Au venit cu mine doi prieteni buni de-ai tăi, Banks și Doyce. Doyce? Haide, intrați, prieteni. Am găsit-o, e în salon. Da? Dar ce s-a întâmplat? Un eveniment foarte fericit. Hai, spune, Banks. Istorit. Vă mai aduceți aminte când v-am ghicit în palmă? Da, Banks. Am râs din toată inima. Și totuși, Doyce, Mr. Arthur și cu mine ne-am dat toată osteneala pentru ca cele prezise în palmă să se împlinească. Am făcut cercetări și am aflat. Da, am aflat. Uite, abia mi-am venit în fire de când am aflat. Dar totuși nu pot să vă spun. Mr. Arthur, spuneți-i dumneavoastră. Amy. Da. Spune-mi, ce te împiedică să fii fericită? Zidurile, sir. Zidurile închisorii. Ele nu mai există, Amy. Nu. Dar ce vreți să spuneți? Iată, Banks a cercetat și a găsit un testament pe care cineva l-ascundea până acum. Și acest testament arată că familia dumitale are dreptul la o moștenire de milioane. Da. Nu e adevărat. Nu e adevărat. O, Doamne, tăticul meu e liber. După 20 de ani. Nu știu. Totuși nu-mi vine să cred că e a Eva. Ladies and gentlemen, o să vă întrebați, ce caut aici lampagiul în plină zi? Căci e un soare cum rar se vede la Londra. Felinarele mele se odihnesc și așteaptă cu minți căderea serii. Iar eu am venit aici fără nicio treabă. Am venit ca să văd un lucru de seamă: plecarea lui Mr. Dorrit din închisoarea datornicilor. Pe cuvântul meu, e un spectacol emoționant. Trăsurile luxoase, încărcate cu valize, așteaptă afară. Cai tropăiesc nerăbdători. În vreme ce e înăuntru... Copiii miei iubiți. Da, unde e Amy? Fanny, Tep,
Unde s-a dus Emi? Nu știu, aveam întrebările. Emi a noastră tată a devenit insuportabilă. Acum când suntem oameni bogați, colindă întreaga închisoare și și-a rămas bun de la toți vagabonzi și cerșetori. Îi îmbrățișează. Las-o, las-o, Feni, las-o. Biata copilă nu s-a obișnuit încă cu strălucita noastră poziție socială. Tocmai voiam să vă spun. Pentru că avem nevoie de o companie aleasă în această nouă postură, am rugat-o pe Mrs. General să ne însoțească în Italia. Așa că vă las să-i ascultați sfaturile, iar eu mă duc să o caut pe Emi. Da, tată. Dragă Miss Fanny, da. Aș vrea să renunțați la obiceiul de a vă numi fratele Tep. Tep e o poreclă bună pentru un cățeluș. Are un nume mai frumos, doar Edward. Oh, Edward! Da, da, Mrs. General, sigur. Iar tatălui dumneavoastră o să-i spuneți papa. Oh. E mai distins. Hai să fie al dracului de distinsă, Fanny. Oh, oh, domnule, ce expresie! Renunțați la ea. O să renunț, dar e al dracului de greu. Oh. Iată, iată vine Amy cu... cu papa. Oh, Mr. Edward. Edward, drag. Tată, Mr. Arthur, Doi și cu Panks au venit să-și ia rămas bun. I-au făcut atâta pentru noi. Vai, Amy, cum îți place să exagerezi atât. Poftiți, domnilor. N-am să uit ce ați făcut pentru noi. Mr. Clenham, vreau să vă spun că sumele acelea nu prea mari pe care ni le dăruiați din când în când vi le vom înapoia. Tată. Nu-mi place să fiu datornic cu nimănui. Dumitale Panks, ți se vor achita toate cheltuielile pentru preluarea moștenirii plus o recompensă considerabilă. Cât privește domnul Doyce, Mr. Dory, noi toți am făcut toate acestea din prietenie față de dumneata și mai cu seamă față de micuța ei. Pentru asta n-avem nevoie de bacșiș. Adică eu am... Noi vă spunem la revedere și atâta tot. Da. Mult noroc. Da, mulțumesc. Să mergem, Panks. Bună ziua, Mr. Clement. Nu plecați și dumneavoastră, nu-i așa? Da, rămâneți. Mai ales că de acum înainte n-o să ne vedem prea des. Lumea pe care o vom frecventa noi nu vă este accesibilă, desigur. Tată, dragă, dar nu-ți dai seama că... Tată, locatarii închisorii s-au adunat în curte să și-a rămas bine la tine. Să mergem. În curte? Cred că va fi de ajuns dacă voi apare la fereastră și voi rosti un mic discurs. Într-o revistă ilustrată era o poză. Regele apărea în balcon și rostea un discurs în fața poporului. Păcat că n-avem balcon. Deschide fereastra. Deschide fereastra. Prieteni, eu vă părăsesc. Am dat toate dispozițiile ca să vi se servească cu acest prilej un banchet. Gârnați, friptură de porc, bere, vin. Și vă spun la plecare, păstrați-vă demnitatea de gentleman. La revedere, prieteni. Ce-a făcut închisoarea asta blestemată din... Ajunge, tată, hai să mergem. Ce vrei, mi-e milă de ei. Plec și n-au să mă mai aibă aici ca să le dau sfaturi. Dar ascultați-mă, la noi nimeni să nu mai pomenească de închisoarea datornicilor. Nu mai sunt părintele închisorii Marshall Zee. Ați înțeles? Da, papa, așa. Mr. Dorit, trebuie să ne grăbim. Da, să mergem, Mrs. General. Da, unde mi-e pălăria? Dă-mi pachetul. Haide, micuță Dorit. Trebuie să ne luăm rămas bun. Da. Dar nu știu. Nu știu ce să spun. Să nu spui nimic. Să fii întotdeauna la fel de curajoasă, micuță Dorit. Mie întotdeauna îmi vei fi la fel de dragă. Întotdeauna îmi voi aduce aminte de tine.
Îți urez noroc și fericire. Nici eu n-am să te uit, Mr. Clenham. Și Arthur. Dar nu asta am vrut. Fericire, spun ei. Dar eu n-am nevoie de bogățiile astea, de fasoanele doamnei general. Nu mă lăsa să plec, Arthur. Nu mă lăsa. Amy, Amy, draga mea, ce ai? Ce-i cu tine? Amy! Hai, bătrânico, plecăm! Hai, bătrânico, ce faci? Las-o, tă! Bucuria! Bucuria! Poate a fost prea mare bucuria și-a leșinat. De multă vreme n-ați aflat nimic despre familia Dorit, mai ales despre micuța Amy. Da, da, pe aici multă lume se gândește cu drag la ea. De când a plecat Amy, Mr. Arthur pare tot mai trist. Trece uneori seara pe suferinarele mele aprinse și parcă e mai singur ca niciodată. De aici se spune că Mr. Dorit trăiește ca un lord într-un palat minunat pe coastele Italiei. Acolo soarele strălucește toată ziua. Aerul e limpede și curat ca lacrima. Ce fericiți trebuie să fie! Uneori stau așa și mă gândesc. Ce-o fi făcând oare la ora asta micuța Amy? Portocale nu se găsesc decât în magazine și acolo pentru bogați. Nu face pe proasta, Amy. Asemenea exclamații ne compromit. Ți-am spus. Oamenii trebuie să creadă că întotdeauna am fost bogați. Noi trebuie să privim lucrurile ca și cum am spune. Pe noi nu ne miră nimic. Dar nu fac nimic rău. Mă bucur numai. În închisoare nu puteam să mă bucur de nimic. Da, e adevărat, acolo munceai toată ziua, recunosc. Ai fost totdeauna o soră bună. Of, pe tine nu te poate dojeni nimeni. Ah, uite pe Mrs. General. Sunteți gata pentru dejun? Gata, Mrs. General. În curând vor sosi musafiri. Amintiți-vă de sfaturile mele. Da.
Alegeți întotdeauna acele cuvinte care atunci când sunt pronunțate fac ca gura să capete un contur frumos. Nu rostiți vorbele varză, cal, muncă, pentru că deschideți gura mare și țuguiați buzele. Alegeți cuvinte ca degețel, piersică, biscuit. Spuneți după mine. Da, da. Degețel, piersică, biscuit. 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 Emily? Da. Piersică, biscuit, degețel. Miss Emmy! Bine, bine, nu mai le... Dar e așa de caragios. O, dar să nu-i spuneți nimic, tati. El se supără. L-aud că vine. Tăticule, dar cum te simți azi? Pare obosit. Dar de unde? Sunt mai sănătos decât oricând. Nu te supăra, mi s-a părut. Și tu cu fanteziile tale. Feni. Da, papa. La masă vreau să stau lângă Mr. Casby, marele financiar. Bine, papa. Mr. Casby n-o să vină. Tep, de ce nu spui valetului să te anunțe când intri? Și de unde știi tu că Mr. Casby nu vine? A trimis o scrisoare. De altfel nicio pagubă. Tep, fii respectuos. Mr. Casby e mai bogat decât regele. Ei, și? Tot un berbec bătrân rămâne. Un berbec bătrân cu carne de cecuri. Și de altfel toată lumea vorbește, tată, că ai făcut o mare greșeală investind întreaga noastră avere în întreprinderile lui. Se pare că nu sunt niște afaceri tocmai curate și sigure. Dar cum îți permiți să mă înveți pe mine, neobrăzatule? Tu, un băiețandru, care... De ce îl superi, tata? Da, supără, Eduard. Dar despre ce vorbeam? Mi-a cerut cineva bani, nu? Cine papa, mi-a cerut bani? Nu vrei să citești scrisoarea de la Mr. Casby? Scrisoarea care? Scrisoarea de la Mr. Casby. Da, scrisoare. Poftim. O să zic oaspeții, Mr. Dory. Oaspeți? Dar ce oaspeți? Papa! Papa, dragă, dar ce s-a întâmplat? Știi doar că azi avem musafiri. Musafiri? Tăticule! Doamne, ce-o fi cu tata? Hai de mine, Emi! Bună ziua! Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit în... firește, la prima vedere, locuința noastră nu e prea atrăgătoare. Da, avem o curte mare și o societate simpatică. În fiecare zi mă plimb în curte. Ce spune? Sunt bucuros să vă salut. Sunt doar cel mai vechi locatar. Mi se spune doar părintele închisorii datornicilor. Da, domnilor. Emi, în închisoare a văzut lumina zilei. Da, voiam să vă spun. Închipuiți-vă, uneori găseam sub ușe plicuri cu mici atenții care... un gentleman din Cantwell mi-a trimis un buchet de flori care... Doamnelor și domnilor, am să vă rog să plecați. O să amânăm dejunul de azi. Da, amânăm. Tata e bolnav. E bolnav, papa, vă rog să reșuzați. Tăticule,
Emi, da, de ce le-ai spus musafirilor să plece? Clopotul închisorii n-a sunat încă. Ce obosit sunt, fetiță. Aș vrea să mă odihnesc și tu să-mi citești din cartea aceea. Bine, tată. Ce minunată era micuța marchiză. Dar cum era mai departe, Emi? Răsuna un vals vechi, candelabrele și diamantele scânte. Tată! Da, da, Emi, micuța, bătrânica mea, Emi, tu ai fost lumina blândă a vieții mele. Aha, aha. Vezi? Auzi? Abia acum sună clopotul. Ticule, ce e? Da, 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 da. Abia acum e ora închiderii. Da. Au plecat toți și numai noi doi am rămas în cămăruța noastră. Haide, citește. Citește, fetița mea. Tată! Doamne! Da, Mr. Clenham, așa sună clopotul închisorii. Țineți minte ce v-am spus când ați venit prima oară aici să-l vedeți pe Mr. Dorrit? V-am spus că poate odată veți nimeri și dumneavoastră la noi, sir. Se poate întâmpla oricui. Și iată că s-a întâmplat. Îți mulțumesc că mi-ai dat camera lui Mr. Dorrit. O să-mi fie mai ușor așa. Hei! Bietul Mr. Dorrit. A trecut o lună de când am primit știrea că s-a prăpădit. Eram așa mândru de el pe vremea când locuia aici. Mă gândesc la micuța Dorrit. Ce o fi făcând oare? Ei, vă să zic că vă instalați aici, în camera asta. Intră! Banks, ce-i cu dumneata? Dar cu dumneavoastră ce e? Cum de-ați ajuns aici? Foarte simplu, Banks. Doyce și-a terminat invenția. Pe urmă, am construit împreună modelul cu ultimii bani ce aveam. Am colindat toate ministerele și de pretutinde ne-au alungat. Și? Doyce a plecat cu modelul în străinătate să-și încerce acolo norocul. Eu am rămas fără niciun ban. Ultimii bani i-am dat lui pentru călătorie. Așa... Spera să se întoarcă într-o lună, dar n-a venit. Între timp, bogătașul Casby a dat faliment. Creditorii au venit să le plătesc datoriile. Eu n-am avut de unde să le dau bani și... Și ați fost adus aici, la închisoarea datornicilor. Înțeleg, înțeleg. E, da, nicio grijă. Am să născocesc neapărat ceva. Am să vorbesc, dacă va fi nevoie, cu Mrs. Clare. Nu, asta nu, Banks. Ei, o să găsesc eu ceva.
Totul se va aranja. Vă spune Pengs vrăjitorul, ghicitorul destinelor. Biet ghicitor. Cum, Mr. Clenham? Nu credeți în ghicitul meu? Ia dați-mi mâna. Dați-mi mâna. Poftim, Pengs. Ah, dar veți avea curând, foarte curând, o mare bucurie. Închideți ochii. Poftim. Închideți ochii, altfel nu se prinde vraja. Da, poftim. Așa. Vino, vino. Ia spuneți, nu recunoașteți mânuța asta din palma dumneavoastră? Amy, visez. Amy! Da, Arthur, eu sunt. Amy, Amy, când te-ai întors? Nu m-ai uitat, Arthur. Necontenită mi-aduceam aminte de dumneata, dar mai ales de când am nimerit aici. Cât erai de curajoasă când stăteai și dumneata aici. Arthur, m-am întors. Și dacă îi vrea, dacă aș rămâne aici cu dumneata. Oh, ar fi fericire, Amy. Dar nu pot primi lucrul ăsta. Nu, nu, du-te acasă, draga mea, du-te. Mă gonești, Arthur? Da, pe vremuri când stăteai aici și erai doar micuța Dorit, iar eu eram liber, aș fi putut să... Nu, nu, nu. Acum ești bogată, Miss Dorit. Arthur. Nu, Amy, nu se poate. Dar Arthur, tu nu știi. Nu ți-am spus. Salut pe nou musafir al închisorii Marshalsea. Cine ți-a permis să intre aici, Blando? Oh. Ieși afară! Oh, nu te zburli, cocoșelule, vin în interes de afaceri. N-am niciun fel de afaceri cu dumneata. Nu mai spune. Îți amintești de literele N-U-S-I-R? De unde le știi? E, asta mă privește. În orice caz, am la mine o hârtioară în legătură cu literele N-U-S-I-R. Uite, voia să o cumpere mama dumitare, dar nu ne-am înțeles la preț. Acum însă o să-i scriu următorul bilet. Dai voie. Dacă peste un ceas nu voi primi de la dumneavoastră suma de 200 de lire, atunci documentul care vă interesează va fi transmis fiului dumneavoastră sau lui Amy Dorit, în a căror plăcută companie mă aflu. Așa. Pengs, du acest bilet doamnei Clenham. Nu sunt sluga ta. De data asta te rog eu, Pengs. Am citit hârtia. Fă ce-ți spune omul ăsta. Pentru dumneata mă arunc și în foc, Mr. Clenham. Așadar, să așteptăm. Amy. Da. Pleacă de aici. Nu vreau să te văd la un loc cu acest... Nu. Nu vă sfătuiesc să plecați, Miss Dorit. Poate că peste o oră veți primi dovada că tatăl dumneavoastră a stat 20 de ani la închisoare fără nicio vină. Mrs. Clenham! Mrs. Clenham! A venit! Cine a venit, Effie? Țiganul acela. Cum îl cheamă? Pengs, cu voia dumneavoastră. Chiar eu. Ce doriți? În primul rând, aș vrea să vă vorbesc în legătură cu fiul dumneavoastră. Arthur! Să fie el singur să-mi vorbească. Vă rog să mă iertați, dar nu poate să o facă. Bolnav? Nu, e închis la închisoarea datornicilor. Aha. Deci l-au închis? Da. Îți spuneam eu, Freinici, n-a vrut să stâmpere. I-au trebuit invenții, nu comerț. El te-a trimis? Nu. Dar sunt sigur că nu o să-l lăsați așa. Te înșeli. S-a ruinat să fie sănătos. Dar nu o să dau ultimul meu ban pentru datoriile lui. Mai să-i dai, Mrs. Clenham. Ce? Așa fac mamele pentru a salva copiii. Taci, mintito! De ce te amesteci? Ce vrei? Știu eu ce vreau, o bătăie. Să nu te apropii de mine, Flinwich! Să nu te apropii, că țip! Țip de se aude până la catedrala Sfântul Paul. Hai să te căiești, păsărico. Are să spară rău. Nu! Mi-ajunge! Destul v-ați bătut joc de mine! Nu mă mai tem de voi! Ce? Auziți? Plec! Unde-i să te duci, netoato? La Arthur! Și-am să-i spun tot! Oh. Înțelegi? Oh. Tot!
Fă-ți interzic, Flinwich! Da. Să nu te apropii de mine, Flinwich, că ridic toată strada în picioare. Am plecat. Și tu, țiganule, ce mai vrei? Care te și tu? Mai am să-i dau o scrisoare, doamne Clenam, de la Blandoa. Dă-o. Cere bani. Niciun ban. N-auzi? Niciun ban. Pleacă de aici. Scorpie. Am ajuns la capătul puterilor. M-am învins. Acum știu că m-au învins. Da, Mrs. Clenham, da. Fie că vrei, fie că nu vrei, corabia dumitale se scufundă și eu n-am chef să mă duc cu ea la fund. Adio, Mrs. Clenham. Ți-ai pierdut mințele? Unde pleci? A venit timpul să-mi deschid o firmă proprie. A dumitale a dat faliment. N-ai bani. Faliment moral. N-ai bani. Am destui. Bani furați de la mine. E, dar dumneata, n-ai furat? De la cine am învățat să înșel? Și nu te mai osteni să-mi faci morală. Adio, Mrs. Clenham, să te gândești din când în când la mine. Sigur. Da. M-am învins. Acum sunt singură. Singură de tot. Și viața mea, viața mea se sfârșește. Dar nu, nu, voi reîncepe, iarăși, da, de la început. Mai am bani, mai am avere, mai am avere. Arthur! Ce-i pe aici? N-a vrut să audă de tine. Iar cât despre chitanță, a înțeles că de data asta a pierdut partida. Sufle de mamă! Puțin îi pasă că fiul ei e la închisoare. Mama. Mama mea n-a vrut. Nu e adevărat, Arthur. Știi, ea nu era mama ta adevărată. Cum? Ce vrei să spui, Efri? Firma avea nevoie de moștenitor și Mrs. Clenham nu putea să aibă copii. Ai fost adus în casă pe când erai în fașă. Da. E, și pentru că azi e ziua surprizelor și pentru că Mrs. Clenham nu mai poate să-mi cumpere documentul, o să vă spun și eu secretul meu. Miss Dorrit, tatăl dumitale a stat închis pe degeaba. Cum? Nu era vinovat. Nu datora nimănui nimic. Chitanța aceasta pe care o ascundea Mrs. Clenham dovedește că își plătise datoriile. Cum? Și dumneata știai? Și ai tăcut. Șantajistule, pune-mi la pe el și du-l la poliție, Pence. Încet, încet, nu stai. Nu mă strânge așa că nu opun nicio rezistență. Merg singur. Ce credeți că o să mi se întâmple? Mă vor elibera imediat. O să vedem și pe asta. Da, o să vedeți. Și de ce aș putea fi, mă rog, învinuit? Că nu vreau să muncesc? Că vreau să câștig banii cât mai ușor? Da, e adevărat. Trăiesc din intrici prin priceperea și retenia mea, dar așa trăiesc la noi magistrații, negustorii, bancherii și chiar deputații din Parlament. Ei sunt cu toții frații și păstorii mei, așa că niciun caz nu mă vor băga la apă. Lasă gură, cavalere, și dai drumul. Efri, vină cu noi să ne fii martor. Da. Inutile. Fază asta. Comedie. Arthur, am să plec și eu. Pentru că așa vrei tu.
Amy. Dar înainte aș vrea să-ți spun ceva. Știi, Arthur, acum sunt la fel de săracă ca și pe vremea când trăiam aici. Ce înseamnă comedia asta, Amy? Ce tot spui? Dar nu e comedie, Arthur. E adevărul adevărat. Bine, dar averea dumitale, milioanele dumitale, s-au dus. S-au dus odată cu falimentul și ruina întreprinderilor domnului Casby. Tata investise toți banii în afacerile acestuia. Așa că s-au dus. Dar nu-mi pare rău. Mă întorc cu inima senină, ușoară la sărăcia de altă dată. Micuța mea, Dorit. Micuța mea, Amy. Arthur, să nu încerci cumva să mă compătimești. Altfel, pentru prima oară în viața mea am să mă supăr pe dumneata. Mai ales că n-ai pentru ce să mă compătimești. Dacă știi ce tare mă plictiseam la baluri, prin ce nobile aceia am fumurați. Și trebuia să vorbesc numai despre piersici, biscuiți, degețele. Dar a trecut. Acum, Arthur, spune-mi, tot nu vrei să mă lași să rămân aici cu dumneata? Nu, Amy, nu se poate. E adevărat că ai pierdut totul, dar ți-a rămas în schimb libertatea. Pe când eu, nici măcar asta nu mai... Cine o mai fi? Intră! Oh, Arthur! Uite, Amy, sunt doi și mini. Prietene, prietene, ce mai faci? Ce fericit sunt că te văd. Oh, bărbații, v-ați văzut, v-ați îmbrățișat și dacă v-ar lăsa cineva până mâine dimineață, n-ați terminat cu întrebările. Mini. Ce mai stați? Bagajele, că plecăm cu toți acasă. Lasă asta, Mini. Citesc pe obrazul tău, Doyce, că n-ai făcut călătoria degeaba. Te-ai întors învingător. E chiar învingător, nu, dar în orice caz datoriile sunt toate plătite. Și ale tale, Arthur, ești liber. Arthur. Îți mulțumesc, dragul meu. Libertate pentru azi. Dar mâine, mâine ce vom face? Mâine? Mâine vom începe totul de-a capul. Ne vom bate cu destinul și cu oamenii. Vom munci și vom cânta. Vom mânca pâinea câștigată muncind și ne vom bucura că avem gânduri curate, drepte, senine. Crezi că e puțin asta? Și eu, Arthur, eu ce să fac? Acum că sunt liber, e de ajuns un singur semn și te iau cu mine. Dar îți dai seama spre ce viață te iau, Amy, nu-i așa? Da, Arthur, dar nu mi-e teamă. Pornesc spre viața asta, care nu va fi ușoară, știu. Fericită și mândră. Căci drumul, dacă va fi greu sau ușor, îl vom străbate alături. Nu-i așa? S-a dus noaptea și în curând au să se ivească zorile. Felinarele mele dragi, e timpul să vă odihniți. E, dar tu, felinarașule, de ce nu vrei să te stingi? Și tot clipești din ochiul tău de lumină. Încotro privești? Ah, da, te înțeleg. I-ai zărit pe Arthur și pe micuța Dorit. Merg unul lângă altul, se privesc
aproape nici n-au nevoie să-și vorbească. Da, da, înțeleg că te bucuri, felinarule drag, de tinerețea și fericirea lor. Numai de nu s-ar mai întoarce niciodată sub bolțile întunecate ale închisorii. Mă tem de asta, pentru că trăim într-o lume înspăimântătoare, o lume în care nimic nu e atât de rău încât să nu se poată întâmpla. Și totuși lumea asta rea nu e veșnică, felinarule. Va veni o zi când ea va dispare în trecut, așa cum se risipește ceața uneori deasupra Londrei. Când ar să vină ziua aceea și cum va fi, nu știu, felinarule. Sunt un biet lampagiu, dar de venit va veni, asta știu. Da, da, ladies and gentlemen, în curând va veni o zi nouă și senină, o zi în care soarele va străluci mândru pe cer. Și acum, cu bine, ladies and gentlemen, cu bine. Am transmis Micuța Dorit. Dramatizare radiofonică după Charles Dickens de Horia Lovinescu. Distribuția a fost următoarea: William Dorit, Ion Manolescu, Emmy, Dana Comne, Feni, Nina Diaconescu, Tape, Gabi Dănciulescu, Catherine Clem, Maria Filotti, Arthur Clem, George Carabin, Efri, Marieta Rareș, Flinwich, Titus Lapteș, Mrs. General, Natasha Alexandra, Doris, George Măruță, Mini, Migri Avram Nicolau, Blandua, George Voinescu, Pengs, Paul Sava, paznicul închisorii, George Iliescu, lampagiul, Vladimir Maximilian. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu și Alexandru Gabrielescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Paul Stratilat.